Justin Bieber, sorry, a venit momentul pentru strada de business. 98,3 sau online bucureștefm.ro. Vă reamintesc că aveți ocazia mâine să vedeți emisiunea înregistrată, evident, pe pagina de Facebook bucureștefm.ro. Alături de mine în studio se află Răzvan Roceanu. Bine ai venit, Răzvan. Bun găsit. Românii persoane fizice au ajuns să păstreze în bănci în lei și valută echivalentul la 146 de miliarde de lei până la urmă s-au strâns. Aceasta era situația la 31 decembrie anul trecut, centralizat această situație de Banca Națională. Față de anul 2014, tot raportându-ne la 31 decembrie, românii au depus în bănci 9 miliarde de lei în plus, deși dobânzile la depozite nu încetează să scadă. Cum am putea să ne păstrăm mai bine banii pe care reușim să economisim? Aceasta este întrebarea. O întrebare pe care ne-o punem cu toți și care și al cărui răspuns încercăm să-l aflăm acum de la Răzvan Roceanu. Răzvan, am început cu cifre publicate de BNR despre situația depunerilor în bănci. Vorbim de decembrie anul trecut. Dar ce dobânzi mă oferă acum băncile la depozite? Da, din cifrele care au apărut astăzi, deci cele mai noi, cele mai mari bănci sunt și cele mai zgârcite. BCR oferă la un depozit în lei pe un an, am luat numai depozitele pe un an, fiindcă la depozitele pe durate mai scurte dobânzile sunt și mai mici. Deci a luat dobânzile maxime la depozitele pe un an. BCR oferă 1,65%, Raiffeisen 1,4%, BRD 1,7%, Bank Post 1,2%, CEC 1,35% și Transilvania este cea mai generoasă dintre băncile mari, oferă la depozit pe un an 2,25%. Cele mai darnice sunt însă băncile mici. TBI Bank oferă la depozit pe un an 2,4%, Alpha Bank 2%, Libra Internet Bank 1,95%. La depozitele în euro situația este și mai proastă. Se pornește de la un nivel de dobândă ridicol, 0,3%, cât îl oferă Bank Post, și se ajunge până la 1,5% oferit de Banca Comercială Română. Transilvania oferă 1,15% și CEC-ul 0,4% dobândă la depozite în euro pe un an întreg. Iarăși, băncile cele mai mici sunt și cele mai darnice. TBI oferă 1,65%, Idea Bank 1,5% și Alpha Bank 1%. Bun, am lămurit. Dacă vrem să câștigăm mai mult decât dau băncile la depozite, vorbim pe un an, dar nu ne pricepem, de exemplu, nu știu, să ne investim banii cu ajutorul bursei de valori. Da. Ce soluții ar mai fi? Deci, dacă am economisit o sumă de bani și vrem să câștigăm ceva mai mult decât oferă băncile din depozite, putem investi într-un fond de investiții sau un fond mutual, unde anul trecut cel puțin s-au obținut câștiguri considerabil mai mari. Site-ul finzoom.ro a prezentat o situație a celor mai rentabile 10 fonduri de investiții din ultimele 12 luni. E bine, s-a pornit de la un randament la 12 luni de 4,4% pentru BRD obligațiuni, a scăzut ceva mai mult, 3,7% la Carpatica obligațiuni, 3,7% tot BRD Sinfonia și cele mai puțin rentabile dintre cele mai rentabile 10 fonduri de investiții anul trecut au fost Certinvest obligațiuni 3% și Raiffeisen Ron Flexi a fost de 2,5%. Bun, deci spui tu că soluția ar fi să cumpărăm aceste unități de fond la aprenent la fundurile de investiții, că acum plec dacă asta este soluția. Da, este o alternativă, nu este o soluție, nu este soluția minune și nu este o garanție, dar este o alternativă. Înainte să ne decidem dacă investim într-un fond de investiții, ne uităm la rezultate din ultimii ani. Dar uitându-ne totul la rezultate din ultimii ani, cum am dat noi exemplu pentru aceste 10 fonduri prezentate de FinZoom, regula de aur este că performanțele trecute nu garantează câștigurile viitoare. Nu se știe niciodată. Totuși, dacă ne uităm iarăși la aceste 10 exemple de fonduri pe care le-am analizat, se constată anumite lucruri. Chiar și cel mai puțin rentabil dintre cele 10 fonduri a dat 2,5% randament la 12 luni, mai mare decât cea mai darnică bancă. Cea mai darnică bancă a avut 2,4%, spuneam la dobânzile care au apărut astăzi în presă. A doua concluzie. Cel mai rentabil fond de investiții a avut un randament de 4,37%, adică mai mult decât dublul mediei pe care îl dau marile bănci. Din ce ne-ai spus tu ceva mai devreme, o altă concluzie pe care putem trage este legată de cea că nu e rentabil să economisim în valută. Da, asta este clar. Spuneam de dobânzi de 0,3% la depozite pe un an.
Nu cred că mai are rost să mizăm, deci odată dobânzile sunt microscopice. Pe de altă parte, nu cred că mai are rost să mizăm pe eventuală devalorizare puternică a leului în comparație cu euro sau în comparație cu dolarul, care devalorizare să compenseze dobânda mult mai mică. Muguri Sărescu are perfectă dreptate să spună că leul s-a tolănit undeva în jurul a 4 lei și 40 de bani pentru un euro și foarte puțin se mișcă câțiva bani în plus în minus. Deci nu are rost, indiferent de cât de pesimiști am fi noi, indiferent cât ne place să credem ca la noi, ca la nimeni, nu are rost să mai mizăm pe faptul că leul riscă să se prăbușească mult în comparație cu euro sau cu dolar și atunci haide totul să ținem în asta, că cine știe când va veni o prăbușire a leului. Nu cred că se va mai întâmpla așa ceva. Răzvan, îți propun să ne întoarcem un pic la aspectul acesta cu investițiile în acel fond de investiții. Ai spus tu că ar fi o alternativă, dar nu o garanție. Ce da, înseamnă pentru că lipsa unei garanții? Ce se întâmplă cu activele în care investesc fondurile de investiții? Fondurile de investiții investesc în depozite la bănci, în titluri de stat, în obligațiuni și în acțiuni la bursă. Ori după cum am văzut și noi și am tot comentat, bursele cel puțin au fost foarte variabile în ultima perioadă, acum au început să capete oarece culoare. De ce? Pentru că prețul petrolului a urcat către 40 de dolari, a depășit 40 de dolari barilul și atunci toate companiile petroliere și toate companiile care aveau activități legate de companiile petroliere au revenit și atunci din toate bursele s-au înviorat. Ca o constatare din exemplu pe care l-am prezentat la început, este mai prudent să investești într-un fond cu risc mediu sau cu risc scăzut decât într-un fond cu risc mare. Este adevărat că dacă investești într-un fond cu risc mare, poți să dai marea lovitură, dar poți să ai și o mare prăbușire. Dacă investești într-un fond cu risc mediu sau scăzut, ai văzut 4,5 sau 2,7% scădere sau 2,5% creștere, nu e formidabil, dar ai mai puțină probabilitate de a avea o mare pierdere. Nu, știam că banii sunt garantați, la fel ca la bănci, e de acea limită de 100 nu, de mii de euro? Nu. Aici este marea diferență între fondurile de investiții și depozitele la bănci. În cazul unui depozit, în cazul în care banca dă faliment, fondul de garantare a depozitelor bancare îți garantează până la suma maximă de 100 de mii de euro de persoană fizică de bancă. În cazul banilor investiți la fondurile de investiții, nu e. Dacă se prăbușește fondul de investiții, pierzi tot. Nu există această garanție. Deci iată că ne putem mulțumi cu puțin, dar atunci avem riscuri mici sau dorim ceva mai mult, dar atunci ne asumăm și anumite riscuri, inclusiv, Doamne ferește, riscul de a pierde toți banii în cazul în care un fond dă complet faliment. Mulțumesc foarte mult, Răzvan Roceanu, ați ascultat Strada de Business 98.3 sau online bucureștefm.ro. Rămâneți pe sens unic, avem și piesă nouă. București FM, știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.